Lidia Feciorub, bioenergoterapeut. Bună seara. Și maestru Mihai Vorobchevici, numerolog. Cu aceeași căldură vă salut și eu. Zic să intrăm în subiectul interesant. 10 lucruri pe care nu ți le spune nimeni despre căsătorii. De obicei ți se spune că o să fie foarte bine. Le învățăm pe parcurs. Ne dăm seama, nu? Asta sunt cele 10 porunci și rele. Și rele, ziceți? Sunt reale. Adică trebuie să știi cu ce te confrunți. Ar însemna să nu mai se ajungă acolo, la altar, cum să zici. Nu spui chiar totul înainte. Așa? Strici surpriză. O luăm prin omisiune. Noi știi că tot timpul spuneam că oamenii tind să-și, ce să facă, să-și facă, ne-am găsit sufletul pereche. Da, e deja o chestia aia cu sufletul pereche, e o nebunie și că mi-am găsit perechea ideală. Ce să spun? Vezi de treabă. Orice pereche ideală, cum a spus eu exact când spuneam că orice persoană mai are o persoană în interiorul lui și noi o avem și toată lumea o are. Deci nu e nimic nou sub soare. Dar în căsătorie, căsătoria e un fel de completare. Adică, unul, noi trebuie să fim fiecare, trebuie să fie responsabil pe viața lui și pe situația primul lui. Primul punct aici spune așa, căsătoria nu te completează. Da. Deci, asta îți spun. Așa. Căsătoria nu vine să te completeze, te face unul întreg. Nu, nu. Îs doi și căsătoria naște al treilea, când vine copilul. Al treilea este căsătoria în sine, viața lor în comun. Deci fiecare este aparte și se naște al treilea. Al treilea este viața lor în comun. Așa. Și aici? Da. Și aici începe talentul. Tango. Așa. Aici spuneam că fiecare trebuie să fie responsabil pentru el însăși și după aceea responsabilitatea fiecăruia naște căsătoria lor în sine. Asta este primul punct. Că nu ne completăm în căsătorie, ci fiecare face ceva ca să construiască. Și ca să fie un complet. Ca să fie... Foarte interesant. Deci nu este persoana care te completează pe tine, unde ai tu minusuri, vine el cu plus. Deci și... ce să spun? Nu. Tu n-ai păr pe picioare și vine el cu păr pe picioare. Fii serioasă, deci nu. Deci nu. Totul se împarte în sarcini. Exact. Exact. Zici și împreună, dacă reușesc să-și distribuie activitatea de căsnicie. Dacă e o muncă pe care trebuie să o facă, e obligatoriu să te ajute cineva, e ok. Da? Unul bate covoare, unul dă cu aspiratorul, când îți faci curățenie. Dar bate copii. Unul bate copii, nu. Nu. Că... nu, așa niciodată. Se împarți sarcinile. Ei, lasă, tu știi că mama când ne trăgea la fund câte o mătură, ținea loc și de psiholog și de toate nu încurajăm niciun fel de violență, mai ales că trebuie în țara asta, în care vorbim despre violență domestică zice, la cote înalte. Nu. Bate nu, tu covoarele că bat eu copiii. Dar ce-i cu copiii? Păi să fac și eu ceva. Deci nu făcea nimic. Asta era o glumă lui Bimba. Era o glumă, da. Da, 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 glumă. Bun, deci căsătoria nu te completează. Nu. Bun. Nu vei fi mereu atrasă de partener sau de partenera ta în viață. În căsătorie. Așa. Ți aduce aminte că spuneam noi, femeile trebuie să-și păstreze un pic din secrete. Corect. Adică, nu te duci tu, măi bărbate, să-mi cumperi tampoane. Aia e treaba mea de femeie, să-mi cumpăr tampoane, da, chiloți, o mai fac și câteodată. Ce? Asta spun. Nu e treabă de bărbați. Nu e treabă de bărbați. Nu! În secolul ăsta? Nu e treabă de bărbați. Putem să fim, uite, de-aia se duce, da, Doamne, iartă-mă, pe democrația măsei, să duce lumea în altă parte cu creierul și cu mintea și cu viața. Pentru că ne-am învățat, el cumpără tampoane, ele și pune dacă trebuie. Mă înțelegi? Dacă vrea, dacă îl roagă. Astea sunt secrete femenine. Zici că sunt secrete și că n-ar trebui. Bărbatul nu trebuie să vadă femeia cu mască. Nici nu trebuie să o vadă când se epilează. Nici nu trebuie să o vadă când stă pe WC-ul. Nu trebuie. Sunt taburile, doamnelor. Deci spui că sunt niște intimități. Doamne, sunt niște chestii ale femeilor care trebuie păstrate. Știi? Poate că, na, stă pe WC-ul și na, mai o muzică, o chestie să cotea. Doamne, și începe să te deranjeze chestia asta. Înțelegi? De-aia spun că nu tot timpul suntem atrăgători.
că poate ceva nu ne place. Nu ne place. Sau poate intervine rutina. Ei, spunem, nu, rutina n-are cum să intervină. Intervine rutina, viața, familia, dragostea, iubirea, e la început, acolo. Că după aceea rămâne responsabilitate, respect, alea sunt cele mai importante. Deci nu spui tu mie acum că tu iubești pe soțul meu cum l-ai iubit de prima dată. Nu, dar ți-e drag atât de tare că e, da, e un sentiment care evoluează. Da, evoluează în altceva. Corect. E un sentiment care evoluează. Exact. De aceea spuneam, păstrați chestia asta ca să nu arătați lucrurile. Înțeleg că, uite, că și chestia asta cu asistată o bărbatului la naștere. Serios? E super la modă. El, e Delilah, ce să spun. Nu mai pot eu că e Delilah. Dar nu e ok. Înțelegi? Spune aici ele e o alegere. Că, nu, nu. Eu știu că vine chestia asta democratică care zice dacă stă și asistă și mă vede cum mă screm eu acolo, o să mă iubească mai mult. O să mă respecte mai mult. Înțelegi? Nu e așa. Bine, mulți dintre parteneri vor să fie prezenți la cel mai important act, cel al nașterii. Și să spun că n-a putut tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, să nască mama patru fete dacă nu vedea când le faci. Serios? Leșina de la primul și mai venea de la acum. Deci spui că chestii. Trebuie să existe niște limite de intimitate, da. De secrete care țin de fiecare. Mie îmi place că noi, știi, tot timpul spunem că comunismul, că ne-a făcut comunismul. Păi, comunismul nu mai este de mult. Înțelegi? Dar și democrația strică foarte mult. Că unde se termină, știi cum e, unde se termină respectul față de cineva, acolo începe democrația altuia. Înțelegi? Da. Și chestiile astea trebuie păstrate. Unde se termină libertatea ta, începe libertatea celuilalt. Începe democrația celuilalt. Există această limită, da. Deci, astea sunt lucruri care... Nu știu, sunt, uite, dacă stai, să stai de vorbă cu femei care sunt acum pe la 70 de ani, o să-ți spună că soțul ei n-a văzut-o niciodată când făcea ceva pentru ea special, pentru corpul ei, pentru... Înțelegi? Deci, trebuie să... Bun, tu zici că trebuie să lăsăm niște surprize, practic, sau niște lucruri care să fie acolo. Să fie a femeii, acolo. Și nu-și va schimba bărbatul, partenerul sau partenera, nu-și va schimba niciodată părerea. Că știi, că și bărbații, cum am vorbit de femei, da. Dar vorbim și de bărbați. Că după ce s-au însurat, la prima săptămână începe să râgâie, să ridice tricou, să scarpele pe burtă. Ai înțeles? Mai trece. Adică nu chiar după prima săptămână. Mai trece un pic. Adică își permite niște chestii care ție, chiar dacă nu-i nimeni lângă tine să vadă chestiile astea și să te jenezi tu că face el chestia asta. Dar pentru tine. În sine. Corect. Înțelegi? Așa. Nu, bun. Alea sunt niște adevăruri ascunse care nu trebuie să le știe bărbat. Ca să fim în ton cu emisiunea. Eu spun niște adevăruri ascunse acum. Păi, astea sunt adevăruri. Da. Dărmăm niște mituri. Sunt unii care da, domnule. Și atunci... Mie mi-a plăcut odată, era Vârciu, el a fost căsătorit cu Adelina Pestrițu. Știi ce mi-a plăcut de el foarte tare? A zis că el niciodată cât a trăit cu ea, cât au trăit ei acolo împreună, el nici măcar nu auzea când este în baie. Nu când făcea duș, cu tot așa. Am înțeles. Când se ducea la baie, nici nu se auzea că este la baie. Înțelegi? Și mi-a plăcut chestia asta. Deci de intimitate. Păstra chestia asta frumoasă, de intimitate. Eu nu trebuie să știe toată lumea că ești la baie. Așa. Așa. Deci cu ăsta ne-am lămurit. Aici intră și punctul 3, unde nu-ți vei plăcea de fiecare dată soțul sau soția. Bă, se întâmplă de foarte multe ori că uite, nu-mi place astăzi. Parcă e
ciufută și parcă e supărată și nu-mi place ea, știi? Sau de el. Sau de el, înțelegi? Poate că nici nu-l întrebăm de ce, ce problemă are, de ce este așa, sau nu întrebăm ce problemă are. Poate putem ajuta, poate nu. Cine știe? Sau poate avem nevoie de o zi de tăcere și de spațiul nostru. Să știm să respectăm spațiul celuilalt. Că sunt momente, și tu le ai și toată lumea, mai ales ăștia stresați, care o oră nu vrea să te vorbească nimeni. Înțelegi? Da. Și o oră mai să nu vorbească nimeni. Mai avem nevoie de pauză. Dacă vorbește în clipa aia, te ia toți nervii. avem nevoie de pauză. Exact, exact. Bun. E normal să se întâmple chestia asta între parteneri, să nu-ți placă pe o perioadă, pe moment. Nu înseamnă că rămâne așa. Da? Știi cum e? Dacă nu-ți place din unghiul ăsta, mută-te din unghiul. Mai poate ai vederea mai bună. Poate vezi mai bine, știi? Să fii îndrăgostit este doar un stadiu a unei relații de termen lung care nu durează prea mult. Ceea ce spuneai ce spuneam eu? Dragostea are alte, iubirea are, preia alte manifestări. Se subînțelege, știi cum spuneam, că și ai grijă, încalță-te că afară e frig. Sau îmbracă-te, pune ceva mai gros. Sau ia-ți umbrela că afară plouă. Și ea lasă, vede ea că plouă. Dar ea nu vede că plouă și iese afară fără umbrel. Da, și chiar dacă știe, simplul gest sau simplele cuvinte. Că ai grijă celuilalt, da? Că îi duci grijă celuilalt, e un semn al iubirii. Deci sentimentul de îndrăgostit, care este cel mai puternic, practic, e pasiunea de la început, sentimentul evoluează, e doar o etapă. Spui, nu o să fim, mă rog, poate ori mai revine îndrăgosteala pe parcursul sigur relației. Sigur că da, sigur că dar da. Ea evoluează în anumite dar etape. Are diferite evoluții și diferite manifestări. Așa. Mai departe. Dragostea poate crește odată cu trecerea timpului și cu efort. Nu trebuie să lucrăm la chestia asta să crească dragostea. Că nu e destul văzut, plăcut, luat și după aceea cred că m-am ars. Deci cred dragostea se întreține. N-a funcționat drojdia. N-a funcționat drojdia. Păi ca să crească trebuie să ai drojdia proaspătă în permanență. Știi cum e? Că dragostea de la început este ca o grădină goală în care trebuie să sădești, să uzi, să semeni flori, să pui, să îngrijești și va arăta dragostea. Aia vă arăt. Corect. Cam așa e dragostea, știi? Așa, mai departe. Nu trebuie să simți dragostea pentru a dărui iubirea. Adică, dacă mă iubești, faci ceva pentru mine. Asta e condiționat. Dar e atât de frecvent această... Faci ceva pentru mine. Da, expresie. Câte sute cheltuiești. Deci nu... Nu trebuie să aștepți recompensă la iubire. Da. Deci nu aștepți recompensa ca să dăruiești iubire. Vrei să dăruiești iubire, dăruiește-o necondiționat. Dar la un moment dat te gândești, uite cât am făcut și... Cât am făcut eu pentru tine și pe tine se doare degetul mic de la picior. Nu, de obicei se ajunge. Eu am făcut, dar eu acum când te rog, tu nu vrei să faci. Asta e șantaj emoțional, care nu ține sub nicio formă. Păi dacă ai făcut asta doar ca să mă poți șantaja, să fii sănătos. Nu merge. Nu merge. Ce, e iubire? Nu e. Nu e. Așa. E interes de mare nevoie. Așa. Sexul este un act sacru în care oferi și primești. Nu m-aș băga foarte tare în dormitorul oamenilor. Așa mai e relație, mă bag. Dar în dormitor nu m-aș băga, pentru că acolo... Că e sacru și trebuie să rămână sacru și trebuie să rămână secret total, sunt de acord, așa că aici validare nu ne trebuie nimănui. Știi? Fiecare știe. Deși spuneam că toată chestia, o să știi că tot ce vorbim noi despre iubire, dragoste, căsnicie, familie, o ține sexul.
poate să mă jurește la televizor cât vor ei. Dar ei nu vor să recunoască. Deci cheia succesului. Sigur că da. Dacă un partener cu o parteneră nu se vor simți bine, la un moment dat ori se înșală și până la urmă se rupe, sau se rupe oricum pentru că nu există chimie. Nu știu dacă chimie, Cătălina. Aici vine și chestia asta cu... O să-ți spun după emisiune, că nu pot, e prea porcos. Bun. Deci rămâne sacru, așa cum ai spus. Rămâne sacru, dacă îți spun, e prea porcos. Deci nu. Așa. Mareajul este conceput pentru a te ajuta să crești. Exact ce spuneam. Evoluezi. Să evoluăm în timpul căsniciei. Nu să... să te fac pe tine, tu să fii fericit, tu să fii important, tu să fii nu știu cum și eu rămân pe lateral. Și apoi zice, ai, lasă, nu-l băga pe bărbat, mi-o seamă că nu e important. Înțelegi? Las, că el, ce spun eu, oricum, așa rămâne. Da. Nu. Dacă... Auzim. Dar sunt, sigur. Da, eu nu spun de povești, eu le spun din viață, că doar și noi la rândul nostru, mai ales eu le-am trăit. Le-am trăit pe propria mea piele și îmi dau seama că asta e viața. Viața bate filmul, de altfel. Privește cu atenție căsnicia părinților tăi, pentru că și mariajul tău va fi la fel. La comportament, la atitudine sau la cum? Tot. La tot? De la părinții noștri învățăm respectul, de la părinții noștri învățăm iubire, de la părinții noștri învățăm păsarea sau nepăsarea față de celălalt, de la părinții noștri învățăm chestia asta. Vrem, nu vrem, tot o facem exact cum am fost la părinții noștri. Chiar dacă poate să se, uite, să spunem, nepoții mei vor trăi exact ca mine, pentru că părinții lor trăiesc ca mine. Deci un exemplu pe care îl oferi unor generații? Da. Din generație în generație se va duce și se va perpetua fericirea, respectul, iubirea, înțelegerea, compromisul. Da? Deci, pentru că noi suntem niște modele. Pentru că pentru copiii fiecare noștri. La rândul nostru suntem model. Părinții noștri au fost pentru noi, noi suntem pentru copiii noștri și copiii noștri sunt pentru copiilor. Aici nu există... E foarte importantă această teorie și e foarte reală pentru că tu poți să îndrepți niște greșeli care au fost făcute sigur că în da. Spatele. De ce spun? Uite-te cu atenție la căsnicia părinților tăi și dacă ție nu ți-a plăcut gelozia tatălui tău sau gelozia mamei tale, încearcă să nu fii gelos. Încearcă să începi să ai încredere în partenerul tău. Dar astea sunt amănunte, știi? Asta e din ce se face ciorba, știi? Amănunte, ce punem într-o căsnicie, ce spunem în viață. Deci, putem îndrepta ce am văzut la părinții noștri, nu mai facem noi, sau și noi nu mai facem, și după aceea copiii noștri nici măcar nu mai știu de ea, pentru că se pierde. Prin generație, obligatoriu se va pierde. Corect. Și binele și răul. La fel se învață ca și mersul pe bicicletă, pe care nu-l uiți niciodată. Viața cu copiii mici este foarte stresantă. Acum toți aveți copii, toți am avut, aveți și mai încă mai avem. Și care nu avem decât mare, cum avem generație mică, e stresantă, într-adevăr. E frumoasă și e plină de presiune, chiar și pentru cele mai trainice căsnicii. Este o provocare. Știind asta, este întotdeauna trebuie să fim pregătiți pentru rezolvarea problemelor care apar, pentru a face compromisuri, așa, în așa fel ca să părinții să nu aibă de suferit în căsnicie. Ei trebuie să lucreze și să facă în așa fel ca să nu aibă de suferit. Este foarte frumos. Nu ai ce face. Copiii apar, vrem, frumos. Nu vrem. Dar... E o chestie tehnologică care vine obligatoriu. Și atâta timp cât faci dragoste, riști să faci și copii. Deci e normal, nu? Da, dar este stresant în sensul în care o perioadă când copiii sunt mici,
Deși cineva a spus foarte bine, copii mici, griji mici, copii mari, griji mari. Corect. Cam așa corect, este. Corect. E o perioadă și aici trebuie la fel. Să reușești să îmbini lucrurile astfel încât să iasă bine exact, la final. Exact, exact. 10 puncte interesante, Lidia. Sunt foarte interesante. Sunt sigură că cei de acasă, cele ce le spunem noi, fiecare are câte o bucățică din fiecare punct. Că și noi ne regăsim în fiecare punct câte o bucățică. Absolut. Important este că dacă ne le repetă cineva o dată, de două ori, că știți, de foarte multe ori noi părinții avem, facem un tabu de a nu vorbi chestiile astea cu copiii noștri. Și când îi vedem că se lovesc cu capul de gard, zic, dar ce ești așa de prost? Nu vrei, nu poți să-ți dai seama? Tu, de la sine? Dar poate nu-și dă seama. Dar dacă tu simți că căsnicia copilului tău se îndreaptă undeva... Și îți dai seama ușor. Îți dai seama, doar ești tăvălit prin viață, nu ești născut ieri. Poți să intervii cu diplomație, cu finuț, nu cu bocancii în viața lor. Poți să intervii ca să sucești niște șurubele, că e foarte important. E o artă aici. Oh, mie spui. Deși eu mă bucur că, uite, eu toate discuțiile care le au copiii mei în căsătorii, în căsniciile lor, le discut și se plâng nevestele lor, nu ei. Înțelegi? Adică... Asta este meritul tău pentru că ai reușit să faci această apropiere. Pentru că de la început eu am stat cu ele de vorbă. Cu fetele. Cu fetele. Cu una aparte și cu una aparte, că sunt două firi diferite, două căsnicii diferite, normal. Le-am lămurit cam cum sunt copiii mei, ca să înțeleagă ele dacă lor le convine sau nu. Și cu bune și cu rele. Și cu bune și cu rele. Frumos. Și de aia vă spuneam, eu îmi iubesc nororile pentru că îmi iubesc copiii. Și absolut important acest lucru. Deci le-ai dat manualul de funcționare. Exact! E foarte bine acest lucru. Și că numai ele vin să se plângă. Păi ei săraci mai au curaj. Nu, ele nu se plâng. De multe ori îmi dau eu seama din comportamentul lor, că nu spun niciunul celălalt, nici ele, nici ei. Din comportamentul lor îmi dau seama că au o presiune în familie, că s-au ciondănit, că s-au supărat. Și râdeam tot timpul și tot timpul le spun, supărarea se termină în dormitor. Corect. Nu atât pentru a face dragoste să te împaci. Nu. Pentru a nu dormi separat. Foarte important. Pentru că în momentul când începi să dormi separat, acolo se rupe ceva. Ăla e primul pas. Acolo se rupe ceva. În ruptură. Și nu prea mai poți reveni sau probabil revii cu greutate. Și uite, au trecut prin familii multe și ei mei au trecut. Dormeau separat pentru că dormea cu copiii, nora, da? Și m-a războit imediat. A zis, nu, copiii trebuie să doarmă aparte, separat, cât de mici sunt și voi împreună. Nu se poate. E un test important. Da. Mai ales după ce vine primul copil, se schimbă un pic. Sigur că da, sigur, sigur. Și știi, eu am făcut un lucru foarte important și cred că ar putea să-l facă foarte multe mame. Când s-a născut nepoțica mea, eu o luam și dormea cu mine. Eu duceam numai, o trezeam pe nora mea să-i dea sân și o luam înapoi. Și o înfășam și o luam lângă mine și dormea. Și ea n-a avut depresia aia de postnatală, pentru că a avut o mână de ajutor care a fost enorm. Și spuneam, nu sta în casă, hai, du-te la epilat, hai, du-te la coafor, du-te și te tunde, nu sta în casă, da? Aveam grijă de cea mică și o trimiteam și ea n-a simțit chestia asta. Și foarte important. Și a fost exact în perioada aceea când era copilul foarte mic și când a avut nevoie să nu se simtă singură, să nu să se simtă... Și după aceea, când a avut fetița 3 luni, hai, acasă la voi! Pa! A trecut de colici, a trecut de tot, acasă! Pe mine mă îngrozește vrăjeala asta. Că e vrăjeala. Care? Depresia de acum. Dar la noi n-a fost depresie. Cătălina, nu e adevărat. Iartă-mă. Știi cum să mă lipsesc una de la alta? Se întâlnesc cu căruciorul și încep.
vă contrazic. Băi, nu mă contrazice că eu trăiesc cu trei. Pentru că am două fete acasă. Eu nu am trecut prin această depresie postnatală. Explică-mi și mie, știi care e depresia? Dar există, mai este, pentru că femeile impun depresia. De ce? După ce a venit bebe, îl uită de bărbat. Că toată dragostea maestre, e acolo. Sunt diferite depresia situații. Trebuie să fie pe bărbat, vă spun. Acum nu mai uite de bărbat, îți spun eu. E invers. E pe naiba. Tu schimbă copil. Dar și l-am făcut singură? Păi și aia e depresie? Sunt situații și situații. Intră el în depresie. Dacă vede că nu ajută, încep să intre. Sunt situații și situații și aici Lidia expunea foarte corect faptul că e o schimbare majoră în viața unei femei. Este o perioadă de provocare și încercare pentru că trebuie să reușești să te descurci nu doar tu cu tine, ci pentru nu un la cursuri, copil. Să înveți, să mai este, credeți-mă, oricâte manuale ai citi, oricâte bunuri ți-ar da, eu sunt perfect cu nu are nicio, ceea ce faci nu are tu legătură. Într-adevăr, sunt copii care plâng foarte mult. Sunt adică, situații. Sunt mame singure, unele dintre ele, deci... Nu trebuie să ne ducem în zona aceasta. Este un diagnostic și fac această precizare. Intrăm pe...